Jens Christian Wagner este istoric și conduce fundația care administrează un fost lagăr nazist. El și alți activiști au organizat o conferință de presă în care au cerut ca Partidul Alternativa pentru Germania să fie interzis. Wagner a comparat această formațiune cu Partidul Nazist, care a declanșat exterminarea evreilor. Die Partei, also die AfD und ihre Funktionärinnen und Funktionäre vertreten Positionen gegen die Menschenwürde, sie vertreten verfassungswidrige Positionen. Und deshalb muss die zweite Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus lauten, dass man verfassungsfeindlichen Parteien die Möglichkeit nehmen muss, die Mittel der Demokratie zu nutzen, um sie abzuschaffen. AfD este un partid de extremă dreapta care promovează măsuri radicale împotriva imigranților. Deși în ultimele luni în marile orașe au fost organizate proteste masive împotriva formațiunii, AfD a înregistrat un rezultat neașteptat de bun la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Extrema dreapta a ieșit pe locul 2 pentru prima dată de la înființare, iar socialdemocrații cancelarului Olaf Scholz pe locul 3. Warnungen, Demonstrationen, die Aktionen gegen die AfD, all das hat bisher nicht geholfen. Deswegen brauchen wir ein AfD-Verbotsverfahren, das diese Partei hindert und stoppt. Wir wollen den Druck erhöhen, damit dieses Verbotsverfahren endlich eingeleitet wird. Wir fordern die Vertreterinnen von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung dazu auf, dieses Verbotsverfahren einzuleiten. In Germania, un partid politic poate fi interzis numai de către Curtea Constituțională Federală. O cerere în acest sens poate fi făcută de guvern sau de camerele parlamentare. Ultimul partid politic interzis a fost Partidul Comunist din Germania în 1956.